și bine v-am găsit la o nouă ediție Orizonturi de Credință, emisiune de educație și cultură spirituală. Recensămintele arată că astăzi peste 2 miliarde de oameni sunt creștini. Astfel, aproximativ 33% din populația globului are ca temelie această carte, Biblia. Alături de noi este astăzi Traian Șandor. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Pastor al Bisericii Philadelphia Baia Mare și absolvent al Grace College University din Carolina de Nord, Statele Unite. Vrem să vorbim astăzi despre Biblie și, ca să începem, aș vrea să subliniem niște date generale. Pentru început, cuvântul Biblie vine de la grecescul biblos, care înseamnă bibliotecă. De fapt, Biblia este o colecție de cărți. Sunt 66 de cărți, 27 în Noul Testament și 39 în Vechiul Testament. Cărți a căror autor creștinii le creditează pe unul singur, și anume Dumnezeu. El este sursa și autorul acestor cărți. Sigur, ele poartă numele unor scriitori umani, a unor oameni pe care Dumnezeu i-a folosit pentru ca să, și a inspirat ca să scrie aceste cărți. Peste 40 de scriitori inspirați de Duhul Sfânt, care au provenit din diverse medii, în diverse timpuri, acoperă de fapt o perioadă de aproximativ 1500 de ani, timpul în care a fost scrisă Biblia. Am să dau câteva exemple. Moise, care a scris primele 5 cărți, a fost conducătorul poporului Israel, un om școlit la școlile Egiptului, pregătit la școlile Egiptului. Iosua, ucenicul lui Moise și general de armată. David, care a fost un om pe care el a spus că Dumnezeu l-a luat de la coada oii. Un om care și-a început viața cu Dumnezeu de la coada oii, dar care a ajuns împărat al poporului Israel. Poet și compozitor de cântece. Amos, un culegător de smochine. Petru, un pescar. Luca, doctor. Pavel, un rabin teolog. Și alții, aproximativ 40 de autori care au scris cele 66 de cărți ale Bibliei. Biblia a fost scrisă în trei limbi diferite, în greacă, Noul Testament, Vechiul Testament în ebraică și câteva capitole din anumite cărți în aramaică. Biblia a fost cuprinde diverse genuri literare, dacă este să facem o analiză literară a cărților pe care o compun, cuprinde cărți poetice, cărți istorice, cuprinde poezie, cuprinde epistole în Noul Testament, care sunt niște scrisori oficiale, redactate în stilul oficial al vremurilor. Diverse tipuri de literatură pe care, sigur că le analizăm în mod diferit. Biblia este cea mai tipărită carte din lume, tradusă în cele mai multe limbi. Și mi-amintesc aici ce vreau să fac o paranteză. Voltaire, care a fost unul dintre mari dușmani ai Bibliei, în epoca iluminismului, el a spus că în câțiva zeci de ani Biblia, cartea aceasta va dispare. Și Dumnezeu are un simț al umorului deosebit. Casa în care el a făcut această afirmație a devenit ulterior o editură de Biblii, pentru că nimeni nu poate lupta împotriva acestei cărți, a cărei autor este Dumnezeu și care are grijă, Biblia reprezintă cuvântul Dumnezeu, acest cuvânt să fie transmis mai departe și să ajungă la toți oamenii. Dacă ar fi acum să încheiem această introducere, să-i spunem așa, am avea cu ce să lăudăm, să zicem, Biblia. Adică e impresionant prin autorii săi, prin modul în care a depășit bariera timpului, prin popularitatea ei, prin faptul că a atins atâtea părți ale pământului. Și totuși, Biblia este mai mult de atât. Biblia are o latură supranaturală. Ce ne poți spune despre asta? Există câțiva termeni atunci când vorbim de caracterul supranatural al Bibliei. Există câțiva termeni care în teologie sunt asociați cu aspectul ăsta. Și aș vrea discuția, sigur, să pornesc de la acești termeni. Primul este revelația. Atunci când vorbim despre revelație, acest lucru înseamnă actul prin care Dumnezeu s-a descoperit oamenilor. Pentru că Dumnezeu este transcendent, este dincolo de lumea aceasta, dincolo de simțurile omului, dincolo de ceea ce omul poate să perceapă prin cele 5 simțuri. Și atunci Dumnezeu a făcut un act de revelație, un act prin care s-a descoperit oamenilor, prin care le-a vorbit oamenilor, ca ei să poată să-L cunoască și să interacționeze cu Dumnezeu. Și avem în teologie două tipuri de revelație.
revelația generală a lui Dumnezeu, revelație care a fost dată pentru toate vremurile, disponibilă tuturor oamenilor din toate timpurile. Și cele mai importante capitole care privesc revelația generală este legată de natură, în primul rând natura. Psalmul 19 spune că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este vizibil atunci când te uiți în natură, când te uiți la cer, când te uiți la pământ, când te uiți la toată creația, pentru că aceasta vorbește despre un autor, unul care este în spatele acestei creații. Un alt mod prin care Dumnezeu s-a revelat, la modul general, este istoria. Atunci când primim istoria, sunt multe momente care ne vorbesc despre cineva care este în spate, cineva care a intervenit și care intervine în anumite momente. Și nu vorbim doar de istoria poporului Israel, ci alte momente ale istoriei pe care putem să le descoperim. Iar revelația specială implică comunicările speciale ale lui Dumnezeu, care țintesc la un caracter mai relațional. Revelația specială vorbește despre modul în care Dumnezeu s-a descoperit oamenilor din anumite timpuri, din anumite vremuri, într-un anumit aspect care a scos în evidență relația. De fapt, acesta a fost obiectul revelației speciale, relația cu Dumnezeu. Cel mai mult, această revelație specială se manifestă prin ceea ce a ajuns la noi cuvântul Dumnezeu. A fost anumiți oameni în anumite momente cărora Dumnezeu li s-a descoperit în mod special și cărora le-a vorbit și oamenii aceștia, mai mult decât acest lucru, au fost inspirați să transmită aceste lucruri. Așadar, revelația este același lucru cu iluminarea? Iluminarea este un alt termen pe care îl dezvoltăm sau îl asociem. Iluminarea spune că este capătul. Revelația este primul aspect când vorbim despre Cuvântul Lui Dumnezeu și iluminarea este un aspect despre care sigur o să vorbim puțin mai târziu. Aș vrea acum să introduc un alt termen care este, să spunem, în ordinea cronologică a lucrurilor. Următorul termen este inspirația. Pentru că oamenii aceștia cărora Dumnezeu li s-a descoperit, cărora le-a vorbit, oamenii aceștia au înregistrat lucrurile. Ni se spune, de exemplu, despre Moise, că a stat 40 de zile și nu doar o dată cu Dumnezeu, a comunicat cu Dumnezeu, a stat în prezența lui Dumnezeu și sunt sigur că Dumnezeu i-a spus multe lucruri, a vorbit multe lucruri cu Moise, dar nu toate le avem, că avem numai 5 cărți pe care Moise le-a scris despre ceea ce el a vorbit cu Dumnezeu. Inspirația este efectul Duhului Sfânt, a Duhului Dumnezeu, asupra minților oamenilor, prin care aceștia au fost inspirat ce anume să scrie și cum să scrie pentru a transmite acest lucru generațiilor următoare. Adică inspirația a fost modul prin care oamenii au scris rezultatul revelației, a descoperirii pe care Dumnezeu le-a dat-o despre sine ca să meargă, ca acest lucru să fie mai departe. Avem două texte în Biblie pe care aș vrea să le amintesc, care ne spun despre acest lucru, despre inspirație. În 2 Petru, capitolul 1, versetul 20 și 21 spune așa: fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură, niciun mesaj din Scriptură, nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Adică a fost important aspectul acesta prin care Dumnezeu le-a vorbit oamenilor și a inspirat ce să scrie și, mai mult decât atât, cum să scrie. Mai avem un text din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, care spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Cine spune acest verset? Că toată Scriptura, că toată Biblia este inspirată de Dumnezeu, este insuflată, este respirația lui Dumnezeu pentru om. Este ceva ce Dumnezeu ne-a transmis nouă pentru ca să ne fie de folos pentru viață. Sigur că oamenii ar putea să spună Biblia este inspirată de Dumnezeu. Dar oare oamenii aceia au scris exact ceea ce trebuia și tot ceea ce au spus ei este adevărat, este credibil, este demn de crezare? Aici putem introduce un alt termen folosit în teologie care se numește ineranța sau credibilitatea Bibliei. De ce ar trebui să credităm Biblia? Ineranța este cu siguranță un termen mai puțin cunoscut, mai puțin popular. Nu multă lume știe despre el. Ne poți detalia?
Inerranța spune că Biblia este demnă de crezare în toate aspectele ei. Este demnă de crezare în totalitate și în tot ceea ce spune. Și avem în teologie mai multe teorii sau mai multe aspecte despre raportat la acest lucru. Există o inerranță deplină și acesta este acceptat, adevărul acceptat de majoritatea teologilor care spune că Biblia este complet adevărată în toate aspectele. În ce fel? Deși Biblia nu urmărește adevărurile științifice și istorice, nu este o carte de istorie, nu este o carte de știință, ea este credibilă în ceea ce enunță și sub aspectul istoric și sub aspectul științific, dar în urmărirea scopurilor ei. Adică, Biblia nu este o carte de știință în terminologia științifică, urmărind limbajul științific și urmărind, eu știu, precizia științifică în redactarea ei, ci ea vorbește unor oameni de rând, unor oameni care au un anumit limbaj și vorbește într-un limbaj popular. De exemplu, noi știm că Pământul se învârte în jurul Soarelui și totuși în limbajul cotidian noi spunem că Soarele răsare de la răsărit și el apune la vest. Și acesta este și limbajul Bibliei. În acest mod se raportează și Biblia atunci când folosește un limbaj științific sau transmite anumite adevăruri științifice. Dar este un lucru interesant că oamenii, inclusiv în Evul Mediu, se gândeau la faptul că pământul e plat, că pământul este o broască uriașă și că oamenii trebuie să aibă grijă până unde se ducă, s-ar putea să cadă. Și totuși pământul spune că este, Biblia spune că pământul este rotund. Și spune lucrul acesta cu multe sute de ani înainte de acest aspect. Pentru că Dumnezeu, prin inspirație, le-a spus oamenilor, le-a transmis acest lucru, că pământul este rotund. De ce e importantă ineranța? Ineranța este importantă pentru că oamenii spun, dacă spune ceva Biblia, eu trebuie să ascult. Dacă Biblia spune lucrul ăsta, este demnă de încredere. Și sub acest aspect, ineranța este importantă pentru că Biblia spune lucruri demne de încredere. Sunt multe lucruri în Biblie care sunt importante pentru viața noastră și atunci, sigur, ea este, ineranța se referă și la aspectele istorice, științifice, dar mai ales la aspecte legate de moralitate, la aspecte legate de autoritatea ei cu privire la viața noastră. Adică ar trebui să o ascultăm pentru că ea este demnă de încredere. Din punct de vedere teologic, este important să privim ineranța ca un adevăr de bază referitor la Biblie. De ce? Domnul Iisus, Pavel, apostolii au privit ca demn de crezare tot Vechiul Testament. Toate aspectele din Vechiul Testament au fost privite că sunt credibile 100%, că sunt demne de luat în seamă și acest lucru ne-au învățat. La fel, urmașii apostolilor au vorbit despre scrierile apostolilor, despre întreg canonul Noului Testament, ca fiind demn de încrezare, ca fiind demn de urmat, în totalitate, și toate detaliile și tot ceea ce ne-au transmis. Adică, ineranța ne spune, cuvântul lui Dumnezeu este credibil în totalitate, în toate informațiile și în detaliile, nu doar, hai să spunem, nu doar la mesajul general, ci în detaliile lui. În toate detaliile pe care ne le prezintă. Deci lucrurile din Biblie sunt credibile, dar sunt ele egale în adevăr și autoritate, pentru că știm că Biblia conține mai multe declarații ce nu se potrivesc exact cu natura lui Dumnezeu sau cu principiile creștinismului, sau chiar sunt afirmații greșite. E important cum ne raportăm sau cum citim Biblia. Pentru că foarte mulți oameni interpretează greșit sau foarte mulți oameni iau anumite afirmații rupte din context sau citează Biblia într-un anumit fel. Așa cum se întâmplă recent, cineva îl cita pe Voltaire ca să susțină un adevăr al Bibliei. Și am spus, păi cum poți să-l folosești pe Voltaire, care a fost un ateu și a fost un împotrivitor al creștinismului? Cum poți să rupi o afirmație din context al lui Voltaire să spui că el susține un adevăr creștin când este un ateu, când viața lui a fost împotriva și a luptat împotriva creștinismului? În același fel, oamenii rup afirmații din Biblie și le folosesc în anumite contexte greșit, spunând că asta spune Biblia.
Asta spune Biblia dacă nu citești cu atenție sau dacă rup din context. Inclusiv avem o afirmație a Apostolului Petru care spune, el spune, atenție la scrierile fratelui nostru Pavel, care sunt mai greoaie, spune el, adică au un conținut mai greoi, mai nu chiar pentru toată lumea, și spune, mulți le răstălmăcesc pentru pieirea lor. Adică nu că sunt imposibili de înțeles, nu că sunt, dar sunt, trebuie să le privim în context și trebuie să le privim cu atenție. Sunt câteva lucruri importante și aș vrea să fac câteva observații privitor la ineranță. În primul rând, ineranța se referă la ceea ce este afirmat sau susținut, mai degrabă decât la ceea ce este doar relatat. Adică, Biblia susține anumite lucruri, afirmă anumite lucruri ca fiind voia lui Dumnezeu, ca fiind principiile lui Dumnezeu, dar avem și anumite afirmații care sunt părerea de oamenilor. De exemplu, trebuie să primim cu mare grijă și cu mare atenție afirmațiile din Eclesiastul. Avem foarte multe afirmații în Eclesiastul care exprimă un punct de vedere uman al omului căutător, ai spune acelui liber cugetător, da? Ca să fim în terminologia de astăzi, dar care nu sunt afirmațiile lui Dumnezeu. Sau nu sunt afirmațiile inspirate de Dumnezeu. Autorul Eclesiastului spune, am căutat sensul vieții, am construit, am făcut anumite lucruri, am căutat sensul vieții și bucuria vieții la anumite lucruri și spune el la sfârșit, toate sunt o deșertăciune, nimic nu rezistă, nimic nu e important să-ți oare, nimic nu are valoare. Păi după afirmația asta ce faci? Îți vine să-ți iei viața și spui, nimic nu are sens și nu trăim. Astea sunt mai degrabă niște afirmații ale nihilismului. Și totuși, finalul fiecărui capitol din Eclesiastul ne aduce punctul de vedere al lui Dumnezeu. Sau ceea ce Dumnezeu afirmă despre valoarea. În final, aproape fiecărui capitol spune, se merită să trăiești cu Dumnezeu. Atunci când te temi de Dumnezeu și când îți trăiești viața după principiile Dumnezeu, când trăiești viața în relație cu Dumnezeu, spune autorul, poți să te bucuri de viață, poți să te bucuri de rezultatul lucrurilor tale, a mâinilor tale și poți să găsești un sens în viață, spune autorul Eclesiastului, când faci lucrurile acestea cu Dumnezeu. Dar dacă rup din context și citești numai anumite afirmații, spui, n-are rost viața asta. Și spui, mai spune și Biblia lucrul ăsta, nu? Poți să afirmi lucrul ăsta. O altă afirmație importantă referitor la ineranță. Veridicitatea Scripturii trebuie judecată prin prisma ceea ce au însemnat afirmațiile ei în contextul cultural în care au fost exprimate. Adică, sunt anumite lucruri exprimate de Biblie într-un anumit context cultural dat al vremurilor respective. Noi judecăm lucrurile în contextul nostru. De exemplu, foarte mult istoria antică este istoria unor dictatori, a unor oameni care priveau într-un anumit mod viața, au anumite atitudini față de femeie, au unei anumite atitudini față de ceilalți. Unii oameni spun, acuză misoginismul lui Pavel, de exemplu, și spune că Pavel a fost împotriva femeilor și spune că nu e demn de crezare creștinismul. Dar hai să privim și alte afirmații ale Bibliei legate și hai să le primim în contextul în care femeia în acea epocă chiar era privite ca ceva neglijabil, mai puțin ca valoare decât o cămilă, care era foarte importantă pentru un om. Da, femei mai sunt și altele și poți să le găsești. Cam asta era percepția epocii, cam asta este, din păcate, percepția unor oameni și în vremurile noastre. Și în mare parte ale culturii contemporane, unele mari părți ale globului, astăzi încă femeia este privită în acest mod. Și totuși Biblia spune că în Hristos nu mai este bărbat, ci femeie. Adică, din punct de vedere moral, și al valorii înaintea Dumnezeu, bărbatul este pe aceeași treaptă cu femeia. Și evreul, și grecul, și tracul, da, ca să ajungem la noi, are aceeași valoare. Și acestea sunt afirmațiile de bază ale Bibliei, ale Scripturii. Iar celelalte trebuie să le privim în contextul cultural, în contextul vremurilor în care au fost făcute. Un alt lucru, numerele erau întrebuințate simbolic. Și într-o măsură mai mare decât în cultura zilor noastre, la fel și numele erau importante. Numele vorbeau despre un anumit destin. Cuvântul fiu, un alt lucru important, avea o semnificație mai largă decât strict copilul lui X, ci însemna de multe ori un descendent. Și nu trebuie să-l luăm în strictul sensul în care îl găsim scris. De exemplu, când privim genealogiile, nu trebuie să privim strict în totalitate că sunt exact fiul lui X sau al unei anumite persoane, ci trebuie să privim ca și descendent,
și anume faptul că numai anumite persoane sunt amintite. Nu toți. Nu sunt amintite exact genealogia completă toate persoanele. De exemplu, în Noul Testament, genealogia Domnului Iisus, în Matei, spune că sunt 14 neamuri de la întoarcerea din robie până la Iosif. Dar asta acopere 500 de ani. 500 de ani sunt sigur au fost mult mai mulți oameni în descendența respectivă, dar sunt amintite doar 14 persoane importante, cunoscute în genealogia respectivă. Dar aici nu trebuie să ne mărginim și să folosim, spunem că nu este credibilă Biblia, că nu sunt mai 14 oameni în linia asta în 500 de ani, ci au mai mulți. Nu, ineranța se referă la aspectele de bază și la ceea ce, la scopul pentru care a fost scrisă Biblia. Un alt lucru important. Afirmațiile Bibliei sunt pe deplin adevărate atunci când sunt judecate în concordanță cu scopul pentru care au fost scrise, cum spuneam mai devreme. Și vă dau un alt exemplu. Combatanții într-o bătălie. Un raport militar ar spune că la bătălia respectivă au participat 9476 de oameni. Un raport militar ar spune exact, precis, numărul de soldați. De ce e important într-un raport militar? Pentru că este important să știm câți au fost acolo, dacă n-au fost cumva dezertori. Dacă toți au fost implicați activ, dacă toți au fost combatanți sau nu. Cum ar spune o afirmație jurnalistică despre o anumită bătălie sau despre un anumit lucru? 10.000 de oameni ar fi ok? Ar fi o aproximare bună? Probabil. 10.500? Depinde. Depinde de opțiune, depinde de părere. Dar probabil că 10.000 de oameni ar fi o aproximare astea. Am putea să ne plângem că nu este precis? Că nu este. Are vreo importanță că au fost 9476 sau 10.000 de oameni acolo? N-are importanță. Pentru că, până la urmă, este vorba despre descrierea unui eveniment, despre soarta acelei bătălii, despre niște aspecte morale care au fost implicate, iar Biblia se ocupă de aceste aspecte și nu de precizia științifică, despre precizia militară legată de anumite aspecte. Până la urmă, vreau să ne dea o dimensiune despre mărimea acelei bătălii sau despre ce s-a întâmplat acolo. Ca să recapitulăm, ne-ai vorbit până acum de revelație, de inspirație, de ineranță și așa cum le-ai expus, cu siguranță sunt acceptate de majoritatea creștinilor de astăzi. Există și alte elemente de unicitate ale Bibliei? Există o să introduc acum un alt termen important când vorbim despre acest lucru. Pentru că pentru foarte mulți vor spune, da, ok, eu cred că Biblia e supranaturală, e ceva specială, e o carte deosebită, e o carte morală, e o carte bună. Problema este ce are de-a face ea cu mine. Adică este pentru mine o carte de căpătâi sau e o carte așa de importantă și de valoroasă că o țin în bibliotecă la mare cinste, să fie vizibil acolo, să e o carte de căpătâi pe care odată în viață am citit-o, dar... Nu mai mult de atât. Biblia este o autoritate și pentru creștini trebuie să reprezintă autoritate pentru viața lor. Pentru că Biblia este expresia voii lui Dumnezeu, da, am vorbit despre revelație, Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși unor oameni, Dumnezeu i-a inspirat apoi pe unii să scrie acele lucruri despre ceea ce ei au trăit și au experimentat cu Dumnezeu. Acele lucruri sunt credibile pentru că au fost inspirate de Dumnezeu exact ce să scrie, cum să scrie și modul în care să scrie și să transmită mai departe. De aici rezultă că Biblia are o autoritate pentru că este de la Dumnezeu. E cartea lui Dumnezeu și atunci ea este o autoritate pentru viața noastră și posedă dreptul divin de a dicta în viața noastră. De a spune ceva referitor la viața noastră. Adică, ea ne definește ce să credem și cum să ne comportăm în viața aceasta. Cum acționează ea ca și autoritate? În ce fel acționează ea ca și autoritate? Aici există în creștinism mai multe păreri. Există mai multe opțiuni. Poziția tradițională romano-catolică, de exemplu, spune că Biblia are autoritate asupra noastră doar prin ceea ce biserica transmite. Doar prin punctul de vedere și prin interpretarea pe care biserica, corpul legal al bisericii îl transmite și prin acest mod și doar acele afirmații pe care biserica le transmite, doar acele lucruri reprezintă autoritatea Bibliei asupra vieții noastre și modul în care ea influențează viața noastră. Cu alte cuvinte, numai biserica poate reda mesajul corect sau poate să interpreteze corect Biblia.
O altă metodă de interpretare pe care au folosit-o mai ales evanghelicii se referă la rațiunea umană. Rațiunea umană este mijlocul de stabilire a semnificației Bibliei, a mesajului pe care îl transmite, a înțelegerii pe care ea o are și ceea ce ne transmite. Adică, cu alte cuvinte, certitudinea că Biblia este supranaturală, că este de origine divină, vine în urma examinării raționale a tuturor aspectelor a ceea ce transmite ea și asta înseamnă un studiu foarte atent, literar, un studiu al credibilității ei, a ceea ce spune el. Acest lucru s-a văzut mai ales în epoca iluministă, în care creștinii au căutat să verifice și să redea și să susțină punctul de vedere al Bibliei și să ofere argumente raționale. Însă și aici s-au lovit de multe aspecte. Mi-amintesc că sfârșitul secolului XIX a fost unul foarte dificil din punctul acesta de vedere, pentru că dintr-o dată scriitorii atei au venit și au spus: ei, Biblia spune despre Ur. Ur este o chestie, un oraș imaginar. Spune despre Avram că el a plecat din Ur. Toate orașele astea, Imperiul Hitit și alte lucruri, sunt în imaginație, a fost imaginația unor oameni. Nici n-au existat măcar. Lucrul acesta a fost interesant pentru că începutul secolului 20 ne-a dus în prim plan arheologia. Și arheologia a început să arate că Ur a fost un oraș înfloritor. A fost un oraș extraordinar în care oamenii cunoșteau inclusiv curentul electric, în care a fost o cultură foarte înaintată, o civilizație extraordinară. Și că da, Avram l-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a descoperit și a spus: Avrame, pleacă din familia ta, pleacă din civilizație. Tu părăsește New York-ul zilelor noastre și du-te în Africa. Du-te în Africa și acolo eu o să-ți vorbesc. Și acolo eu o să-ți dau o țară. Am încercat să transpun în termenii de astăzi, în înțelegerea vremurilor noastre. Da, capătă sens acest lucru. Apoi, rând pe rând, au fost descoperite alte însemnări despre Imperiul Hitit, despre alte lucruri, despre filisteni, despre alte popoare despre care Biblia ne vorbește și care au fost descoperite și care ne-a arătat. Și Biblia a revenit în importanță și din punctul de vedere acesta. Iar raționalismul spune că trebuie să cercetăm foarte serios Biblia și prin asta dovedim că este o autoritate. A treia poziție introduce un alt termen important și aici ajungem la ceea ce spuneam mai devreme, da? La iluminare. Exact. Adică Biblia este credibilă prin aspectele ei pe care le spune, dar pentru ca ea să atingă viața noastră și pentru ca noi să fim siguri că înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită, avem nevoie de iluminare. Iluminare înseamnă influența lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt asupra minții noastre, ca noi să înțelegem exact ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită. Să nu ne pierdem în detalii. Eu am întâlnit mulți oameni pe care sigur am încercat să-i încurajez să citească Biblia. Oameni care unii au făcut-o, nu că i-am încurajat eu neapărat, dar au fost oameni care au citit. Am întâlnit oameni care au început să citească Biblia și a spune: știi ceva? Am început să citesc, dar m-am oprit la un moment dat că erau prea multe personaje și n-am mai înțeles exact cum sunt cu ele, ce se întâmplă, care e fiul cui, ce face fiecare. Sau oameni care au spus: eu am început să citesc Biblia, dar era prea multă războaie acolo, prea multă cruzime și n-am mai suportat și n-am mai înțeles. Vreau să spun că oamenii aceștia n-au primit iluminare. N-au înțeles care este scopul Bibliei, n-au înțeles de ce a fost scrisă Biblia și n-au înțeles care e valoarea Bibliei pentru viețile noastre. Pentru că nu e important să înțelegem toate personajele, nu e important să ținem minte toate personajele, ci Biblia trebuie să ne vorbească ceva de la Dumnezeu exact pentru noi. Iluminarea înseamnă faptul că Dumnezeu atinge mintea noastră și ne descoperă ceva care are de face cu viața noastră, cu fiecare dintre noi, cu aspectele particulare ale vieții noastre. Bun, acum că am mai puizat și acest subiect, sunt sigur că mulți dintre telespectatorii noștri sunt de acord cu aceste afirmații și spun: da, într-adevăr, Biblia este o carte unică, este o carte care are autoritate, însă pe lângă învățăturile Bibliei, este bine că au fost adăugate și învățături dobândite prin tradiție. Adaugă această tradiție la autoritatea Bibliei. Ce spui despre acest lucru? Ok, am să mă întorc la întrebarea aceasta, dar vreau să spun ceva înainte. Cred că un studiu al Scripturii adevărat înseamnă și folosirea rațiunii și a minții noastre, adică să fie un studiu atent, un studiu după regulile
interpretării, al exegezei. Exegeze înseamnă o analiză gramaticală a Bibliei. Să folosim o altă știință care este hermeneutica, știința interpretării, să interpretăm, să înțelegem faptul că Biblia a fost scrisă în anumite vremuri de anumiți oameni care au trăit acum 1000 de ani, acum 1500 de ani, într-o anumită cultură, într-un anumit mediu în care Dumnezeu lui s-a descoperit și le-a vorbit într-un anumit fel, și că Biblia are valoare pentru noi. Nu să luăm pur și simplu afirmațiile respective, ci să le transpunem în limbajul nostru de aici și acum. Adică are valoare pentru noi atunci când, prin rugăciune, când venim cu atitudine de smerenie, cu atitudine de căutare a lui Dumnezeu, și când, da, folosim și mintea noastră și înțelepciunea noastră, înțelepciunea umană, să căutăm și să pătrundem adânc. Tradiția, da? Întrebarea referitoare, cum ne raportăm la tradiție? Lumea evanghelică, în general, și aici vorbim despre protestantism și despre neoprotestanți, se raportează la tradiție în modul următor. Ei spun, Biblia este inspirată 100%, Biblia este infailibilă, adică nu greșește, este pe deplin credibilă, așa, în totalitate, iar tot ceea ce este în afara Bibliei, tradiția sau Sfânta Tradiție, are valoare facultativă sau are valoare orientativă. Și anume, toate scrierile după anul 100, când se spune că a fost scrisă ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, toate celelalte scrieri ne vorbesc aspecte despre istoria bisericii, despre ceea ce au trăit apostolii, urmașilor, despre ceea ce a crezut biserica, modul în care s-a manifestat biserica, modul în care a crezut biserica, și sunt lucruri pozitive, lucruri folositoare. Însă, faptul că tradiția este impregnată de afirmații, une dintre ele contradictorii față de Biblie, adică unele sunt în contradicție cu scrierile Bibliei, a făcut ca aceste lucruri să nu fie luate cu aceeași valoare de adevăr. Să nu fie considerate pe aceeași treaptă de ineranță, adică de credibilitate, ca și Biblia, în totalitatea ei. Și aici mă refer, la, de exemplu, la câteva aspecte. Biblia ne spune că numai Iisus merită toată gloria, numai Iisus merită să fie obiectul adorației și a închinării noastre, și de aceea evanghelicii, în general, respingă alte persoane și să acorde același lucru, aceeași valoare de adorație, aceeași valoare de închinare sau aceeași valoare de credibilitate altor persoane. Pentru că Biblia spune că numai Iisus este demn de închinare și de adorație și numai El merită să fie toată aprecierea. Și nimeni altcineva. O altă afirmație a Domnului Iisus, care spune, pentru evanghelici este un argument ca să respingă tradiția pe aceeași valoare de autoritate ca și Biblia. Domnul Iisus spune urmașilor săi, ucenicilor săi, apostolilor, cel 12 apostoli, da? Le spune, voi să nu vă numiți într-un anumit fel. Voi să nu vă luați titluri, și amintește el titlurile oficiale pe care și le luau conducătorii vremurilor de atunci, inclusiv cei bisericesc. Voi spune să nu vă numiți rabi, să nu vă numiți binefăcători, să nu vă luați anumite titluri și astea să vă reprezinte relația cu ceilalți. Ce îl spune? Voi să fiți slujitori. Pentru că Fiul omului a venit să slujească. N-a venit să-i se slujească, ci El a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru alții. Practica ulterioară a bisericii ne arată că au fost folosite titlurile, că sunt folosite titlurile și titlurile sunt scoase în față ca să definească chiar anumiți lideri ai bisericii. Iar acest lucru, sigur, evanghelicii nu pot să-l pună pe aceeași treaptă de egalitate cu Biblia. Și de aceea noi socotim doar Biblia credibilă și sursă de autoritate pentru credința noastră și pentru comportamentul nostru. Doar ea este credibilă 100%. Iar celelalte pot să ne reveleze anumite aspecte, pot să fie informativ, consultativ și chiar să ne ajute într-o anumite lucruri, exemplele anumitor oameni. Totuși, în această vastă lume a creștinismului, există și alte cărți cu autoritate, sau cel puțin sunt privite așa, nu? Sigur. Problema este câtă valoare de autoritate le dăm. Există astăzi, se scriu milioane și milioane de cărți, să spunem, inspirate de Biblie.
Diverse cărți care cuprind interpretări, care cuprind anumite aspecte, care cuprind experiențe personale, care cuprind interpretări sau folositoare, motivaționale, aș spune, în același fel. Însă, niciuna dintre aceste cărți nu are valoare de autoritate sau nu poate să ajungă la valoare de autoritate a Bibliei. Mai mult, sunt oameni care spun că au fost inspirați de Dumnezeu, că au primit inspirația 100% de la Dumnezeu. Însă, aș vrea să privim cu multă atenție ceea ce spune autorul cărții Apocalipsa. Spune el, dacă va adăuga cineva ceva la Biblie, sau dacă va scădea ceva de la Biblie, da? De la cartea aceasta, spune el, acea persoană să fie anatema. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate adăuga ceva la Biblie să spune că este inspirat 100% de la Dumnezeu. Nimeni nu poate să adauge ceva la Biblie să spune că are valoare de adevăr pe aceeași treaptă, pe același nivel cu Biblia. Dar ceea ce fac alții este lucrul următor. Unii oameni spun, nu, Biblia este 100% credibilă. Biblia este 100%, știi? Dar Biblia trebuie să o citești prin prisma acestei cărți. Adică numai această carte ne învață cum să citește Biblia. Adică numai când citești cartea aceasta, ea ne descoperă niște lucruri suplimentare și ea ne spune cum trebuie citită Biblia. Cu alte cuvinte, ce fac oamenii aceștia? Ei pun deasupra Bibliei o altă carte și spun, da, Biblia este adevărată 100%. Știi, dar întâi trebuie să citești asta. Asta este socotită în primul rând și apoi citești Biblia. În acest mod sunt anumite erezii contemporane, în ultima sute de ani, de exemplu, cartea lui Mormon, care este socotită pentru adepții sfinților, cum se numesc ei, sfinții ultimilor zile, sau mormonii, da? Ei privesc această carte ca fiind credibilă 100% și toată Biblia o citesc prin interpretarea pe care Joseph Smith a dat-o acestei cărți. Însă, surpriză, cartea lui Mormon are o grămadă de contradicții față de Biblie. În cartea lui Mormon spune că Iisus a născut la Ierusalim. Ok, dar Biblia spune că Iisus a născut în Betleem. Care este credibilă? Care carte este socotită credibilă? Biblia spune despre și ne învață despre dumnezeirea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Cartea lui Mormon spune că, în final, mai sunt și alți zei. Și alți oameni pot să devină divini. Și pot să fie fii al lui Dumnezeu pe aceeași poziție cu Iisus Hristos. Care carte o să cotim incredibilă? Oare aceste cărți pot fi puse pe aceeași poziție de autoritate? Eu cred că trebuie să fie foarte clar care este autoritatea supremă. Iar aceste cărți, pentru mine, cartea lui Mormon este o carte bună de SF. Adică cuprinde foarte multe lucruri care sunt din domeniul SF-ului. Cum urmași din anumite seminții din Israel au emigrat pe un vas care în anumite momente ca să ascundă de alții a intrat pe sub apă, adică era un fel de precursor al submarinului și au ajuns în America și au instaurat o nouă dinastie și de fapt, spune cartea lui Mormon, primii care au colonizat America. Păi n-a fost Columb și conquistadorii care au venit ulterior, ci au fost anumite seminții din Israel, care ei au ajuns primii. Mărturii care nu sunt suportate de istorie, de nicio descoperire arheologică și de nimic altceva. De aceea, astfel de cărți trebuie să le privim cu rezervă. Tot ceea ce contrazice Biblia, tot ceea ce contrazice afirmațiile morale și cu atât mai mult cele științifice și cele istorice, trebuie să le lăsăm la o parte și să privim Biblia ca și singura sursă de credibilitate. Am vorbit până acum în această ediție despre tot ceea ce înseamnă. Am vorbit despre numeroase aspecte ale Bibliei, am vorbit despre unicitatea sa, am prezentat câteva date generale, am luat și importanța tradiției, am vorbit și despre câteva erezii moderne, am vorbit și despre alte cărți care sunt privite ca având o autoritate și te întreb, care ar fi gândurile cu care ar trebui să rămână telespectatorii noștri astăzi, după finalizarea acestei emisiuni? Da. Înainte de a spune afirmația care este scopul sau care este importanța pentru noi astăzi, vreau să revin puțin. Pavel spune la un moment dat în Galateni, după ce el le-a dus Evanghelia păgânilor din Galatia, dintr-o provincie romană, după ce le-a transmis cuvântul lui Dumnezeu, el spune... Dacă un înger din cer, spune el mai dur, dacă eu
Dacă un înger, și apoi, dacă un înger din cer vine să vă spună altceva diferit de ceea ce eu v-am spus atunci prin inspirație. Deci dacă eu mă dilesc, dacă eu o iau razna, spune Pavel, sau dacă vine altcineva și spune afirmații care sunt contradictorii față de cea Evanghelie, spune el, să fie anatema. Adică să fie despărțit de Dumnezeu și să fie blestemat. În același mod, cred că ar trebui să privim orice altă carte sau orice alte lucruri care sunt diferite de Biblie, care sunt contradictorii față de Biblie și să le privim cu aceeași rezervă. Aș vrea să, în final, să valoarea Bibliei se rezumă la scopul Bibliei. Și cred că cel mai frumos enunță acest lucru Apostolul Ioan când spune în Ioan 20:31, spune el, aceste lucruri au fost scrise, adică spune el, se referă la Evanghelia lui, dar cred că este paradigmatic pentru întreaga Biblie, afirmația pe care el o face, spune el, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Spuneam mai devreme, oamenii citesc Biblia din diverse motivații, din diverse scopuri, sau citesc Biblia cu diferite motivații într-un fel sau în altul. Dar nimeni nu poate să împlinească scopul Bibliei dacă nu ajunge să-L cunoască pe Iisus Hristos. Adică atunci când citesc oamenii Biblia, ar trebui să înțeleagă că în final ea este despre Iisus Hristos. Ea este despre mântuirea pe care El a adus-o pentru omenire. Cartea aceasta privește relația omului cu Dumnezeu. Și dacă în modul acesta citești Biblia, vei ajunge să-L cunoști pe Iisus Hristos. Vei ajunge să-L înțelegi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe El. Vei ajunge să crezi în El. Mai mult decât acest lucru, vei ajunge să crezi în El. Și următorul pas, crezând în El, vei avea viața veșnică, care înseamnă o relație cu Dumnezeu, care înseamnă să umbli cu Dumnezeu și apoi să folosești Biblia ca și un ghid al vieții tale, să folosești ca și un drumător al vieții tale. Și atunci, cu adevărat, Biblia își împlinește scopul ei. Își împlinește menirea. Dumnezeu a vorbit unor oameni și s-a descoperit anumitor oameni. Dumnezeu, ca să rezum acest lucru, apoi i-a inspirat pe niște oameni să scrie aceste lucruri, să le transmită mai departe. Pentru că Dumnezeu a vrut ca și alți oameni să-L cunoască și alți oameni să înțeleagă cuvântul Lui. Biblia aceasta este demnă de credare, pentru că a fost scrisă de niște oameni care au trăit cu Dumnezeu, care L-au cunoscut pe Dumnezeu. Și pentru că este demnă de crezare, ea are o anumită autoritate asupra vieților oamenilor. Și pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a vorbit și ceea ce trebuie să fie inspirație pentru noi, ea trebuie crezută. Dumnezeu, atunci când citim cu atitudine corectă, atunci când căutăm pe El și vrem să-L descoperim pe El și luăm Biblia și citim cu atenție și cu o atitudine de smerenie și de umilință, îl vom cunoaște pe El, îl vom descoperi pe El și va atinge viața noastră. Și mă rog ca toți telespectatorii noștri să ajungă să înțeleagă Biblia, să-L cunoască pe Dumnezeu și crezând să aibă viața în numele Lui. Altfel spus, toți cei care ne urmăresc și n-au citit până acum Biblia sau au citit și apoi au lăsat-o deoparte, ar trebui să se întoarcă la Biblie cu o atitudine de umilință, de smerenie și având această motivație de a-L găsi, de a-L descoperi pe Iisus Hristos, de a afla că în El există viața veșnică și apoi de a primi aceste lucruri și a folosi Biblia, exact cum ai spus, ca un ghid pentru a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. Așa este. Așa este, sigur. Aș vrea să spun acest lucru. Mi-a plăcut cu ani în urmă, atunci când a apărut filmul Patimile lui Hristos, da? A fost întrebat producătorul filmului și regizorul filmului a fost întrebat care a fost motivația pentru care a făcut acest film socotit destul de scandalos, socotit destul de dur, socotit a fi destul de sângeros și imagine destul de dure. El a spus, în primul rând, a vrut să fie realist. A vrut ca oamenii să înțeleagă exact ceea ce a pătimit Hristos și îl spune, am vrut să-i provoc pe oameni să se întoarcă la Biblie și să citească relatările Bibliei așa cum sunt ele despre Iisus Hristos. Și prin aceasta să ajungă să-L cunoască pe acel Iisus care a pătimit. Aș vrea ca demersul acestei misiuni să provoace pe oameni, dincolo de afirmațiile pe care le-am făcut despre Biblie, să citească Biblia și să vadă, să descopere ei
dacă Biblia este adevărată și este credibilă. Să testeze Biblia printr-o atitudine, citind-o cu atitudine de căutare, și vor vedea și vor descoperi. Îl vor descoperi pe Dumnezeu și vor descoperi că aceste afirmații sunt adevărate atunci când sunt, când intră în contact cu viața lor. Traian, am ajuns acum la finalul emisiunii. Îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Te așteptăm și cu alte ocazii în platourile emisiunii Orizonturi de Credință. Dragi telespectatori, vă mulțumim foarte mult pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Emisiunea noastră se încheie astăzi aici. Nu uitați că ne puteți vizita pe www.bisericalogos.ro, unde există diverse resurse spirituale puse la dispoziția dumneavoastră. De asemenea, ne găsiți și pe pagina de Facebook dedicată. Până săptămâna viitoare, vă urăm toate cele bune și rămâneți alături de emisiunile Tele Plus Maramureș. La revedere!